Bun regăsit tuturor pasionaților de raliuri! Echipa Speed vă salută de pe malul Dunării, unde lumea automobilismului românesc și-a dat întâlnire pentru a treia etapă a campionatului național de raliuri Dunlop 2014, Danube Delta Rally. Ajuns în acest an la ediția cu numărul 15, cursa dobrogeană, desfășurată pe Macadam, a întrunit în 2013 cel mai mare punctaj dintre cele 9 raliuri ale campionatului național, așa că organizatorii au plecat de la premisa că trebuie să confirme statutul de etapă vedetă dobândit anul trecut și chiar să sporească interesul pentru cursa de la Tulcea și pentru evenimentele conexe acesteia. Și în acest an, Danube Delta Rally s-a dorit o modalitate de a promova Delta Dunării ca zonă turistică, așa că raliul propriu-zis a fost condimentat cu puțină culoare locală. Organizatorii specificau încă de anul trecut, de la reintroducerea în CNR după 20 de ani de pauză a cursei dobrogene, faptul că visează ca Danube Delta Rally să devină cât mai curând o etapă europeană. Și iată că un prim pas a fost făcut încă din 2014, când raliul de la Tulcea a avut statutul de etapă candidat pentru European Rally Trophy, iar desfășurarea ostilităților a fost supravegheată de un observator FIA. Ca o paranteză, să menționăm faptul că Forul Mondial și promotorul European Rally Championship au anunțat că raliul Sibiului nu va face parte anul acesta din calendarul campionatului european, în ciuda eforturilor depuse pentru găsirea unei variante de raliu care să se desfășoare integral pe asfalt în luna octombrie. Hello, my name is Brian Buffet, you are watching Speed. După primele două etape ale campionatului național de raliuri, pigmentate de numeroase răsturnări spectaculoase de situație, Edwin Chelet era liderul clasamentului general al CNR, urmat la mai puțin de un punct de Dan Gârtofan și la două puncte de campionul național antitră François Delcour. În clasamentul mașinilor cu două roți motrice, Adrian Răspop a contabilizat două victorii înainte de etapa de la Tulcea și era lider în fața lui Raul Badiu și Valentin Porcișteanu. Sorin Badea era cel mai bine situat pilot al clasei 11, Adrian Teslovan conducea ostilitățile în cadrul Cupei Dacia, iar Alex Ardelean era cel mai rapid dintre piloții debutanți. În clasamentul echipelor, BCR Leasing Team surclasa după două etape ESD Rally Team și Napoca Rally Academy. Din punct de vedere al traseului, Danube Delta Rally a păstrat configurația anului trecut, prima zi însemnând parcurgerea de două ore a buclei formate din specialele Telița și Cocoșu, urmate de super speciala din centrul orașului Tulcea. În a doua zi, alte două speciale urmau să fie alergate de câte două ori, balul urmând să fie încheiat de aceea super specială. În total, 127,14 km de probe speciale de mare viteză care aveau să pună la încercare echipajele din campionatul național de raliuri. Pe lista inițială de înscriere a Danube Delta Rally, o cursă de coeficient 1 în acest an, figurau 53 de echipaje. Verificările administrative și tehnice au cernut însă lista până la 48 de nume. Pe lângă acestea mai existau și cele 3 echipaje Forlighter, unul dintre acestea avându-l la volan pe Valentin Porcișteanu, pe care se pare că trebuie să ne obișnuim să-l vedem în această ipostază în sezonul 2014. De această dată însă vedeta Forlighterilor nu a fost Valino, ci echipajul format din fostul campion național Titi Aur și premierul Victor Ponta, care a retrăit vremurile în care era navigatorul lui Edwin Chelety. Dacă n-am mai fost Sibiu, la care am fost anul trecut și ca de obicei a fost excelent, anul ăsta e Delta, e prima dată când particip și cred că dacă putem promova Delta ca destinație și automobilistică, e extraordinar. Nu mi-e teamă, sper doar să sunt cu Titi în stânga, sper să nu ne încurce vremea foarte tare și să țină mașina, altfel noi sigur o să ne distrăm. Bogdan Marișca se alinia la start la bordul unei mașini Skoda Fabia Super 2000, declarând că este prima mașină adevărată de curse cu care aleargă, fiind totodată conștient că diferențele între mașinile conduse până acum și noua sa bijuterie sunt atât de mari încât totul trebuie luat de la zero, un risc asumat cu zâmbetul pe buze. François Delcour se afla din nou la start cu Subaru-ul Impreza de clasă 3 folosit la raliul Aradului, o decizie care nu-i aparține și de care evident nu este mulțumit. Why are you again with the Subaru?
I have no idea. Tell my boss, tell the team, because I think they can. They think they can win and I can be champion with the Subaru. I think it will be difficult. Believe me. Florin Tincescu și Bogdan Barbu reveneau în campionat după o etapă de pauză, lista de înscrieri fiind completată de micul contingent al mașinilor istorice, care lipsiseră de la etapa precedentă desfășurată la Arad. Printre acestea se numărau și două mașini aparținând clubului mașinilor istorice din Grecia, dar și un echipaj belgian. Pe lista de înscrieri mai figura de altfel încă un echipaj grec cu o mașină de clasă 11, dar și echipajul vietnamez prezent anul trecut la raliul Sibiului la bordul unei Dacia Logan. Cel mai bun timp al sesiunii de teste desfășurată la Agigiol pe un traseu similar cu cel al probei eoliene a fost stabilit de François Delcour, care a fost cu 6 zecimi de secundă mai rapid decât mezinul la Pocarelli Academy, Simone Tempestini, hotărât să-și ia revanșa după dezamăgirea creată de abandonul de la raliul Aradului. Gheorghe Sabo a stabilit al treilea timp al sesiunii de teste. Din păcate, după shakedown, ordinea de start în Danube Delta Rally s-a scurtat cu încă un nume. Veștile primite de la meteorologi nu erau nici ele bune. Prognoza indica ploi în averse și vânt destul de puternic pentru weekendul cursei, așa că alegerea cauciucurilor avea să joace un rol important în economia cursei. Hello, I'm Jan Kupecki and watch speed. Ca și anul trecut, François Delcour abordează prima bucla Danube Delta Rally în forța, judecându-și amândouă specialele în condiții de ploaie torențială care a adus multă apă pe suprafața de rulare. Gheorghe Sabo este al doilea pe prima specială a zilei, pierzând aproape 20 de secunde față de lider, datorită cauciucurilor de compoziție prea dură pentru condițiile de concurs. Marco Tempestini încheie podiumul primei probe a zilei. Pe speciala numărul 2, François Delcour este secondat de Edwin Chelety, care urcă astfel pe ultima treaptă a podiumului clasamentului general la 3,3 secunde în spatele lui Gheorghe Sabo. Marco Tempestini pierde două locuri în general, fiind devansat și de fiul său, Simone. După o vizită în parcul de servici, în timpul căreia norii de ploaie par să se mai risipească, echipajele atacă a doua bucla zilei. Simone Tempestini este cel mai rapid pe speciala numărul 3 și saltă două poziții în clasamentul general la 42,9 secunde în spatele lui Delcour, sosit al doilea pe PS3. Bogdan Marișca termină proba cu al treilea timp, dar este doar al optelea în generalul provizoriu al raliului. Pe speciala numărul 4, Edwin Chelety își vede spulberate șansele la o clasare pe podium la finalul raliului, după ce o pană îl face să piardă 12 minute din cauza că prezoanele roții au refuzat să se lase desfăcute. Liderul clasamentului general al campionatului coboară astfel până pe locul 25 în ierarhia raliului. Proba este adjudecată de Simone Tempestini, care recuperează 9 secunde și jumătate din ecartul care îl despărțea de François Delcour, care termină proba 4 cu al doilea timp. Diventa 2 più, per ritarda poco, sinistra 2 meno chiude lunga, apre 3 più, continua 4, diventa 3 più. Bogdan Marișca este din nou al treilea pe probă, în timp ce Marco Tempestini obține al patrulea timp și se apropie la 2 secunde de treapta a treia a podiumului, ocupată de Sabo. A urmat super speciala din centrul orașului Tulcea, desfășurată pe un asfalt umed și cu mai puțin spectatori pe margine decât estimaseră organizatorii, din cauza ploii. Marco Tempestini stabilește timpul de referință al probei și trece de Gheorghe Sabo în clasamentul general provizoriu al raliului. François Delcour obține pe super specială doar al șaselea timp, dar termină prima zi a Danube Delta Rally în postura de lider al clasamentului general, demonstrând că poate fi rapid și cu o mașină de clasă inferioară. Was very very nice but also very tricky and very dangerous, you know, because the stage was very fast and it was muddy with a lot of deep and water splash. Then we drove carefully but very very fast. And for sure we are leading tonight about 30 seconds something like that. On Simone Tempestini, who has done a good rally as well, and tomorrow will be a big fight.
După un debut ezitant de raliu, Simone Tempestini iese la rampă în partea a doua a zilei și încheie prima zi de concurs pe treapta a doua a podiumului, la 31,3 secunde în spatele liderului Delcourt. În vedere că a plouat foarte mult și toată lumea de lângă mine m-a speriat puțin, mi-a zis că va fi foarte alunecos și eu sincer nu credeam. După care am început să-i cred când am văzut că de fapt ei credeau cu adevărat asta și am plecat pe prima probă un pic îngrijorat și cred că am mers un pic prea safety. După care de pe a doua probă am început să iau încredere și mi-am dat seama de fapt cum era suprafața. Și a doua bucă am mers chiar bine, am castigat două probe. E bine, vom vedea ce se întâmplă la mine. Marco Tempestini este al treilea în clasamentul după prima zi, însă Gheorghe Sabol urmează la mai puțin de 3 secunde. A fost rupere de nor în proba, nu se vedea nimic, se aluneca foarte mult, dar una peste alta, acum suntem pe 3, ne bucurăm. Mâine va fi o zi de grea de lucru, dar măcar și eu și Simone vom pleca lângă François. Azi clar a făcut mare diferență, prima tură el a avut total alte condiții și de asta cred că prestația lui Simone e și mai importantă. The first round we have problem with the tires and then we change it and after the third stage I feel the smell from oil and I see, I check it and I see coming out from the front diff the oil. I don't know why and then we lost the front diff from the fourth stage, but we are here and the guys can change now and we go. We push hard tomorrow. Locul al cincelea în clasamentul general i-a revenit după prima zi lui Sebastian Barbu, care a încheiat prima jumătate a Danube Delta Rally cu un loc 2 pe super specială, unde a fost cu 20 de secundă mai rapid decât Dan Gârtofan, care îl urmează în ierarhia provizorie a raliului. A fost o zi frumoasă, cu mult noroi, dar interesantă, într-o zi în care din nou am descoperit senzații noi cu mașina. Și eu cred că ne-am descurcat destul de bine, să vedem ce va urma mâine, mai e o zi lungă și mâine și suntem optimiști. Ne-am fi dorit să mergem mai tare, dar nu știu ce am reușit să facem, că nu m-am înțeles cu probele, nu știu ce am pățit. Poate și un pic precaut, a plouat și plouat, și roaie, noroaie, nu știam exact cum și nu-s mulțumit de ce am făcut astăzi. Sperăm să facem o zi mai bună mâine și să terminăm în puncte, asta e important pentru noi. Pe poziția a șaptea clasamentului general, după prima zi de concurs, Bogdan Marișca se declară mulțumit de modul în care decurge acomodarea cu modelul Super 2000. Am început să ne împrietenim cu ea, ceea ce mi se pare, pentru mine e foarte bucurător acest lucru, pentru că mă simt foarte bine. La prima trecere am fost ezitanți și am avut, evident, trac, pentru că nu vroiam să stricăm ceva, Doamne ferește, să ieșim pe afară și condițiile au fost foarte grele, dar ne-a prins bine pentru tura a doua. Și atunci, la tura a doua, am început să ridicăm ritmul. Sunt mulțumit de ceea ce face mașina, sunt mulțumit de ritmul cu care noi am crescut, dar mai este foarte mult de lucru cu noi, pentru că mașina este extraordinară și poate să ducă mult mai mult. În clasamentul mașinilor cu două roți motrice, Raul Badiu și-a adjudecat ambele treceri pe speciala Telița, în timp ce Adrian Răspopa a fost mai rapid pe proba Cocoșu, având un avans de aproape 20 de secunde înaintea super specialei. O greșeală făcută pe ultima proba a zilei îl costă însă poziția în clasament, pe care o pierde în fața lui Raul Badiu, care nu a avut nici el parte de o primă zi prea liniștită. Ne-am reglat mașina acum, am considerat și a fost bine, am ajuns la un setup bun pentru scat, numai că imediat a venit ploaie și noroiul și a trebuit de repede să facem un setup de compromis. Prima probă am început-o foarte bine, pe a doua, în schimb, am avut o problemă, neavând dezaburire. Am intrat într-o baltă, am intrat apă în mașină și s-a oburit geamul, parbrizul, și am mers, nu știu, vreo 10-15 km, așa, și am pierdut foarte mult timp. Pe ultima buclă am mers cum am simțit și a fost foarte bine. Până la super specială a decurs tot ok, la super specială am făcut o greșeală care mi-o asum. Am greșit traseul și am mai făcut o buclă în plus la sensul giratoriu din fața hotelului Delta. Și acolo am pierdut și poziția de lider. Nu știu, trebuie să tragem linie în seara asta, să facem o ședință, să vedem cum abordăm ziua de mâine.
și să încercăm totuși să plecăm cu cât mai multe puncte, reușim să plecăm de aici, fiindcă e clar că locul 1 l-am pierdut, dar să vedem ce se mai întâmplă mâine. Mai e o zi de cursă, totuși. Al treilea în categoria două roți motrice este Florin Tincescu, el încheind și top 10-ul clasamentului general după prima zi de concurs în Danube Delta Rally. Simone Tempestini este penalizat cu un minut la finalul zilei pentru avans în postul de control orar de la intrarea în servis. Simone rămâne al doilea în ierarhia raliului, dar cu un minut și 31 de secunde în spatele lui Delcourt și având un avans de doar 1,6 secunde față de ocupantul poziției a treia, Marco Tempestini. Dacă Delcourt pare scăpat în câștigător, lupta pentru poziția a doua se anunță palpitantă, trei echipaje fiind încadrate în doar 5 secunde. Și Adrian Răspopa este penalizat tot pentru avans în punctul de control orar, dar cu două minute, pierzând șansele la prima poziție în clasamentul mașinilor cu două roți motrice, unde este acum al treilea, în spatele lui Florin Tincescu. Hello, I'm Andreas Mikkelsen and watch speed. Ziua a doua a Danube Delta Rally începe în forță pentru Simone Tempestini, care își adjudecă prima specială a zilei, fiind cu 5 secunde mai rapid decât François Delcourt și cu 15 și jumătate decât Bogdan Marișca. Marco Tempestini iese ușor în decor și rămâne blocat într-un șanț plin de noroi, fiind nevoit să abandoneze. Gheorghiu Sabo termină speciala cu al șaselea timp, dar este nevoit să se oprească și el din cauza avariilor produse la suspensia mașinii, după ce a lovit un copac cu partea dreaptă spate. Maghiarul își anunță revenirea la etapa următoare la bordul Skodei Fabia Super 2000, cu care a evoluat două etape în ediția 2013 a CNR. După abandonul lui Sabo, Sebastian Barbu ocupă ultima treaptă a podiumului provizoriu al raliului și își trece în cont prima victorie de probă pe speciala numărul 7. Edwin Chelety obține al doilea rezultat al specialei, în timp ce Simone Tempestini reduce cu 2,3 secunde ecartul care îl desparte de François Delcourt. Bogdan Marișca pierde 14 secunde pe probă și îi cedează locul al patrulea lui Dan Gârtofan, care ia un avans de 2,9 secunde. Simone Tempestini își adjudecă și cea de-a doua trecere pe speciala Babadag, reducând ecartul față de François Delcourt la 1 minut și 14 secunde. Edwin Chelety obține al doilea timp, iar Marișca pe al treilea, reducând cu 70 cartul față de Dan Gârtofan. Raul Badiu ratează prima victorie la două roți motrice după ce motorul Renault-ului său cedează pe proba specială cu numărul 8. Florin Tincescu este acum noul lider al categoriei. Deși nu are șanse la o clasare în puncte, Edwin Chelety continuă în același ritm susținut și stabilește cel mai bun timp la ultima trecere pe speciala eoliene. Simone Tempestini este al doilea pe probă, în timp ce François Delcourt rămâne fără direcție pe partea dreaptă față și pierde 38 de secunde din avansul pe care îl are în fruntea clasamentului. După reparații de urgență pe marginea drumului, francezul reușește să ajungă la startul super specialei, care fusese în pericol să nu mai aibă loc din cauza cantităților mari de apă adunate pe străzile din Tulcea datorită ploii. Eforturile susținute ale organizatorilor au făcut totuși ca proba să poată avea loc. O probă de totul sau nimic pentru Simone Tempestini, care reușește un parcurs fără greșeală, stabilind timpul de referință. Problemele lui Delcourt îl fac să piardă 34 de secunde și jumătate. Nu este suficient însă pentru ca juniorul Tempestini să-și adjudece prima victorie din carieră. Delcourt câștigă Danube Delta Rally cu doar 2 secunde avans la capătul unei curse cu final dramatic pentru el. On the last stage, you know, at the end of the stage, I feel the right wheel was going, you know. And we didn't touch anything, we were just driving carefully at the end of the stage, you know, finish the stage, and I think, I don't know what's happened. We fixed it a little bit on the road section and we lost many seconds on the super stage. Simone Tempestini încheie Danube Delta Rally pe locul al doilea, bifând primul podium general al carierei și demonstrând, la fel ca la cursa precedentă de la Arad, că prima victorie este pentru el doar o chestiune de timp. Am pornit cu un minut de penalizare azi, dar tot distracție a fost pentru noi. Ne-am distrat foarte mult pe probe, era un pic alunecos, dar ne-a plăcut. Am ales tot timpul cu ciucurile potrivite.
castigat la fiecare probă câteva secunde la Delecour. Poziția a treia în Danube Delta Rally a revenit lui Sebastian Barbu, care face un debut de sezon excelent, obținând a doua clasare pe podium în trei curse. A fost interesant, a fost la fel ca și ieri, ca prima parte de ieri, dar ne-am descurcat bine, mașina a funcționat perfect, anvelopele au fost alegerea potrivită de fiecare dată, Sergiu a mers impecabil și el. Sper ansamblu super mulțumit și sper ca de la următoarele să mai recuperăm puțin din minutul ăsta care îl pierdem de primii, să ne apropiem un pic mai mult. Deși a mai pierdut 80 de secundă pe super specială, Dan Gârtofan a reușit să tranșeze în favoarea sa lupta pentru locul 4 dusă cu Bogdan Marișca. Skoda brașoveanului a fost mai rapidă decât cea a clujanului, care nu pare să aibă dificultăți atât de mari de adaptare la noul stil de pilotaj cum se temea la început. Nu mi-a plăcut, sincer, nici de ritmul care l-am avut, nici de condițiile, nu m-am simțit bine, chiar nu m-am simțit confortabil în mașină și n-am tot încercat să merg un pic mai repede, dar n-am reușit, nu știu, din cauza temei un pic pe a aluneca foarte tare și ploaia asta ne-a distrus zilele astea două. Se pare că Tulcea n-a vrut să fie cu noi anul ăsta. A fost foarte greu, foarte alunecos, mai alunecos decât ieri și nu ne așteptam. De sincer, mă așteptam să fie mai ok decât ieri, dar n-a fost. Suntem mulțumiți, am mers bine. Am făcut și o mică greșeală pe Oliene 2, unde în loc să facem în dreapta 90, noi am făcut 270 pentru că am ratat frânarea. Mașina extraordinară. Suntem mulțumiți și fericiți că am ajuns cu bine la capăt. O cursă foarte grea, nu mi-aș fi propus o astfel de cursă cu mașina asta. Încet, încet ne împrietenim și sunt mulțumit de ceea ce s-a întâmplat la această cursă pentru noi. Florin Tincescu face la Tulcea o cursă foarte bună, nu lipsită de emoții de natură tehnică, și obține cel mai bun rezultat din carieră, locul 6 la general și prima victorie în categoria mașinilor cu două roți motrice. O victorie care a venit exact când trebuia. Primul raliu terminat, prima victorie. Ne bucurăm foarte mult pentru această victorie, am avut și noroc clar, colegii noștri au avut probleme, dar rezultatul este la final de raliu, cum bine am văzut de atâta timp. Așa că sunt foarte fericit și mă bucur că am câștigat. Podiumul categoriei două roți motrice a fost completat de Adrian Răspopa și de câștigătorul clasei 9, Sebastian Gioarsă. Ultimele locuri în puncte ale clasamentului general au fost ocupate de Răzvan Trișnevski, Adrian Răspopa, Dragoș Dinu și Zoltan Iuhoș. În Cupa Dacia, Bogdan Barbu a condus ostilitățile încă de pe prima specială a raliului, terminând Danube Delta Rally cu un avans de 2 minute și 22 de secunde în fața lui Viorel Ivan. O vreme foarte urâtă, cu multă ploaie, macadam a fost foarte alunecos, dar am terminat, ne-am atins obiectivul, am adus maxim de puncte pentru echipă și ne-am simțit bine în mașină și suntem foarte fericiți. Locul al treilea al clasamentului Cupei Dacia i-a revenit lui Peter Kelemen. După abandonul lui Sorin Badea pe speciala cu numărul 9, prima poziție a podiumului clasei 11 i-a revenit lui Dorin Banciu. Alexandru Ardelean a fost cel mai bine clasat dintre debutanți, în timp ce în clasamentul echipelor ESD Rally Team a obținut prima poziție în fața celor de la Napo, Carelli Academy și BCR Leasing. Hello everybody, I'm Petter Solberg and you are watching Speed.
Aceasta a fost pe scurt istoria Danube Delta Rally, o competiție care s-a străduit și în acest an să țină foarte sus ștacheta în ceea ce privește organizarea. Ploaia care a căzut din abundență a zădărnicit pe alocuri planurile organizatorilor, însă cursa a avut de toate. Multă acțiune pe probele speciale, spectatori, multă mediatizare și suspans la final. Rămâne de văzut cum a apreciat observatorul FIA raliul Pelicanilor Tulceni și care va fi verdictul său în ceea ce privește înscrierea etapei în Trofeul European de Raliuri. Până atunci ne pregătim pentru ultima etapă de asfalt a sezonului 2014 în Campionatul Național de Raliuri, Transylvania Rally, un eveniment conceput în așa fel încât spectatorii să fie cât mai aproape de toată acțiunea, după cum declară organizatorii. Cursa va avea un total de 123 de km împărțiți în 12 probe speciale, dintre care 4 noi. Vor fi două super speciale distincte, dintre care una într-o nouă locație în centrul orașului Turda și nu va lipsi nici proba mixtă. Și Transylvania Rally este în acest an etapă candidat pentru FIA European Rally Trophy. Echipa Speed vă dă deci întâlnire pe 20 și 21 iunie pe specialele din jurul Clujului. Până atunci, gaz maxim!